Donează sânge, fii erou! Vorbim de o campanie de donare de sânge care se derulează în aceste zile la Centrul de Transfuzie Sanguină din municipiul Botoșani. Dimineața, mai mulți botoșeneni au venit să doneze sânge pentru cei aflați în suferință. Scopul acestei campanii este acela ca oamenii să conștientizeze faptul că o picătură de sânge poate să salveze viața unui om, iar aceasta nu este doar o expresie, ci o realitate pe care foarte multe persoane o trăiesc la un moment dat în viață. În fiecare zi, cineva așteaptă pe un pat de spital un ajutor de la oameni cu suflet mare și nu de puține ori acesta vine de la necunoscuți care știu ce înseamnă să ai nevoie de sânge pentru o transfuzie sau o intervenție chirurgicală. De astăzi și până vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguină din municipiul Botoșani se desfășoară o campanie menită să-i ajute pe cei aflați în suferință care au nevoie de sânge. Se numește Donează Sânge, Fii Erou, este organizat în colaborare cu colegii noștri studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Este una dintre cele mai vechi campanii la nivel național. Știu că a pornit undeva din orașul Cluj și s-au răspândit la nivel național în întreaga țară. Au început să vină de dimineață de la prima oră și față de zilele în care sau lunele de vară, când sunt perioadele de concediu și sunt mult mai puțini, acum adresabilitatea este mult mai mare. Deci luna decembrie, cred că e luna cadourilor și în punctul ăsta de vedere, e nevoie de sânge non-stop. Deci nu există moment în care să nu fie nevoie. Și de asta apelăm mereu la toți oamenii care pot să o facă, îi așteptăm cu mare drag la centru. Conștienți că așa pot să salveze vieți, cei care au donat astăzi sânge speră ca astfel de gesturi să devină normalitate. În spitale este nevoie mereu de stocuri de sânge. O dată la 3 luni de zile. Unii pentru mine, pentru sănătate, schimbarea de sânge. Numai că ajuns pe cineva, având grupa 01, când devine pentru mai multe persoane. Astăzi donez pentru sora mea. Data trecută am fost pentru cineva cunoscut. Mai înainte am fost că am vrut eu, când era nevoie. Donez cu mare drag. Dacă se poate și din punct de vedere dacă sănătoasă, nu e nicio problemă. O astfel de campanie contribuie din plin la îmbunătățirea rezervelor de sânge, care din păcate niciodată nu sunt de ajuns pentru cei aflați în nevoie. De obicei, cele deficitare sunt cele cu RH negativ, vorbim despre AB4, B3, A2, A01, deci tot ce înseamnă RH negativ, tot timpul cumva suntem la limită. Oamenii trebuie să cunoască faptul că sângele este un dar ce nu poate fi înlocuit, iar un donator poate salva până la 3 vieți în urma acestei acțiuni responsabile. Persoanele care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct sau AVC și au o imunitate mai puternică, spun medicii.